Salutare, dragi tovarăși, bună seara, cât dracu vedeți clipul acesta. Eu cu frumosul ăsta n-aveți somn. Astăzi o să jucăm niște, sau o să facem, sau cu dracu vrea să zicem, Will you press the button? Am văzut la Rafael chestia asta, ai două variante. Ori apeși buton, se întâmplă ce zice acolo, ori nu-l apeși. În caz că nu știți pe Chrome, am făcut The Forest. Mai intrați și voi pe clipurile cu The Forest ca să mai facem episoade. Am doar un singur lucru de spus. Ia zi. Laser din ochelari! Piu, piu. Gata, asta este super puterea mea și vând barbă la kilometru dacă vreți. Stai că am și eu laser din ochelari. Piu, 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 piu. You will gain knowledge to everything in this world. The knowledge will... depress you, you will only be able to tell a few people and you'll take your own life one year. Eu n-aș apăsa. Deci, ai toate deci cunoștințele din lume. Știi absolut tot ce știi absolut tot ce este în lume, doar că această cunoștință te va face să intri în depresie. Vei putea să spui doar câtorva persoane și te vei sinucide într-un an. Eu n-apăs, bă pula. Ok. Trebuie să rămân prost. Bă... Mai bine proști și fericiți decât deștepți și trist. N-ai văzut că oameni deștepți sunt depresivi? Mai bine prost. Ai văzut? Dacă ești prost, ajungi prim-ministru. Prost și cu bani. Păi vezi? Salut, Dăncilă. Hai, deci a zis și lumea prin comentarii. I'm already smart enough to be depressed. Oh. Club Penguin is being shut down. Stai că sunt comburi de acum 2 ani, un an. Hai să vedem. You will gain knowledge. Next. Da. Așa la mea. Hai să ne citi aici. Time will stop so that you can play this game for as long as you like. All the options will still be inspired, driver written by teenage girls obsessed with their first world problems. Oh my god. Deci teoretic timp poți să oprească loc și poți să joci jocul ăsta de cât timp vrei tu, doar că toate opțiunile vor fi scrise de niște fetițe obsedate cu problemele lumii. Deci nu. Papula. Prefer să nu văd. Sau numai de ceva de genul, de ce suferim în dragoste? Mirați ale dracu. În caz că nu vă dați seama, l-am luat pe Cron ca să-mi traducă el, pentru că eu sunt de la țară și aici se vorbește maxim română. Și în se vorbește bine. Și unor se mai vorbește limba penisului. Devină președintele SUA. Nu vei putea semna healthcare, ce dracu e aia? E de sănătate. O... cum că se numește? Taxă de sănătate. O bill, factură, ceva. Deci să devin președinte, dar să n-am asigurare de sănătate. Da, cred că aia e asigurare de sănătate. Și nu o să mai existe deloc asigurare de sănătate. Păi ce dracu fac? Ajung președinte și apoi fac cancer și m-am dus dracu. Tu ai apăsat așa ceva? O să ajungi președinte și fac toți cancer, nu doar tu. Și nu se mai... De fapt, lasă-i dracu pe ceilalți! Asigurarea de sănătate nu e că vezi, Doamne, faci cancer și că nu te vindecă nimeni. Nu o să mai... Da, mă, dar sunt scumpe tratamentele în America. Da, acolo apendicite câteva mii de dolari. Da, nu, I will not. Am zis bine, suntem zei. Haide mai departe, ne zice. You get $1,000,000, lose your boat. No, nicio șansă. Păi ce dracu? Îți iei cu $1,000,000 picioare de robot? Eu n-aș apăsa asta, dacă tu vrei să apeși, poți să apeși. Nu cred că mai rămâne nimic dacă îmi iau picioare de robot, nu? Dar să fiu fără picioare? Nu, mulțumesc. Da mă, da, ai de de robot, îți dai seama câte picioare, poți să fuți țigar după aia? Da, și cât de greu să mă mișc. Păi da, ai picioare de robot, fugi ca ăla. Tehnologia n-a fost inventată momentan, atât de mare încât să ai picioare. Bă, nu e la care aleargă proba de 100 metri și are proteze de alea, n-are picioare de metal. Tot n-așa poți. Acu tăi, dacă vrei tu să apeși. Mă, nu știu cam cât ar costa un picior din ăla. N-așa păsa. A, mulți... A, vezi. Uite, exact ce am zis-o, buy false legs, dar nu știu dacă îți ajung banii. O să oprești foamea în lume,
Dar nu vei putea să mănânci niciodată mâncarea ta favorită, doar alea plictisitoare. Ce dracu să mănânc ciorbă? Lasă-mă, dracu, nu mănânc eu ciorbă o viață întreagă. Bă, eu aș fi apăsat la asta, adică n-ar mai fi foamete nicăieri. Da, mă, dar... Bă, oricum e problemă de suprapopulare, deci mai bine e să moară alții. Cum dorești. Eu n-aș apăsa. Vezi? Eu aș fi apăsat, Trec cu pozarea asta. Mai departe. Gânduri, adică? Da, o să poți să citești gândurile tuturor, dar și ei ți le poți citi ție. Păi atunci îți dai seama că-ți va rola bătaie, că... Adică îți dai seama să mă duc, nu știu, să mă duc pe lângă... Să fii în autobuz și să te gândești numai. Să mă duc pe lângă autobuz și să văd una care zice că care pare a curvă. Zic, mamă, ce curvă e asta. Ce curvă e asta? Ce putea au rola cu ăla? Iată-l pe mala cu ăla, transpira tot. Și tot să fie... Da, brațele are ăsta, ce curvă. Și să vină toți așa. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Next, ia. Yeah. Hai că văd că facem parte din majoritate, nu suntem o minoritate. Citește primul coment. Ah, l-ai oprit. Stai că dau înapoi. Nu mai merge. Ba merge. Ah, da. Just imagine walking to school in your class and says, ew, you wanna fuck me? Așa. Deci, you can live in the world of video game of your choice. If you lose, you die. Eu aș face asta, sigur. Există jocuri în care nu mori. Nu? You can... Deci poți să trăiești în lume, într-o lume a jocurilor video pe care le dorești, dar dacă pierzi, mori. Eu aș alege asta. Există jocuri în care nu mori? Păi mă ia fac un joc în care... Mă duc... Mă joc, nu știu. Știi ce se faci? Creează un joc. Știi se ce creează faci? Un joc cu One Punch Man și eu mă să fiu Saitama. Nu, faci altfel. Joci GTA 5 cu cheat-uri. Joc orice cu cheat-uri. Păi vezi. Joc San Andreas cu cheat-uri și am... Apăsăm butonul, ce să mai jucăm cu cheat-uri. Mă fac într-un joc cu site. Oh my god, la Sword Art Online. Da. Nu știu jocul ăla. Nu e joc, e un anime. Yes, there is a lot of sex games. Uite aici. There are cheats in most games. Da. Vezi? Asta înseamnă să gândești. You get to live the rest of your life with the person you love. You have to share AIDS. Ce? Dar n-ai nevoie, e o boală. N-ai nevoie de chestia asta ca să fii cu persoana, toată viața cu persoana pe care o iubești, adică pe bune. Deci nu, adică... Dar ce ai, o boală? Da, e o boală. Păi ce rezolv, fut și sunt bolnav? E boală cu transmitere sexuală, mi se pare. Aoleu. Adică e de căcat. Oricum, la un moment dat, tot o să ajungi să trăiești cu cineva și probabil o să iubești persoana cu care trăiești. Deci de ce căcat să dai un buton? Ca să mai faci ca o boală. Să stai tot cu ea. Doar că se ieși boală și tu și ea. Boală poți să ieși și fără să apiși butonul, adică... Uite, este tot din majoritate. Michael Cole, ăsta e comentator de la wrestling. What the fuck? Ce mai ce lumea? Devin Superman? Everyone else get... Deci tu și atunci zice mai e Superman. Stai, deci toți se rămân blocați de la criptonită? Nu, toți primesc cât o bucată de criptonită. Păi ce dracu am rezolvat? Păi asta zic, ești Superman, dar de fapt ești super prost, că oricum toată lumea te bate cu criptonită, îți bagă un băț de criptonită. Știi, e ca și cum ai fi ultimul bărbat de pe pământ, doar că toate sunt lesbiene. Bă, una dintre ele toți se fute. Mai știi? Au strapunuri. Just leave the planet. Da. Bă, asta e o idee și ne ducem la extraterestri. Încercăm chestii noi. You have to the speed of a ninja and the smarts of Einstein. You have to work full time at McDonald's for the rest of your life. Păi ce dracu am rezolvat? Păi bine, adică până la urmă lucrezi la McDonald's, lucrezi full time, gen programul tău normal de muncă pe care l-ai, dar ești rapid ca un ninja și deștept ca Einstein și poți să faci proiecte în timpul liber și poți să-ți ogorezi de bani și pe lângă asta dacă ești rapid ca un ninja la McDonald's și deștept, o să ajungi director acolo și o să freci pula toată ziua. Deci eu aia zice da. Era ceva genul, nu trebuie să fii deștept ca să lucrezi la McDonald's, dar mi-a plăcut cum ai să apăsăm butonul. Cine a ales nu sunt proști. It didn't mention minimum age, CEO would be a good, uite. Și dacă pleci de la vânzător, de casier, frate, dacă ești deștept ca Einstein și rapid ca un ninja, deci te miști acolo și dacă îi comenzi și le faci la trei case, la trei case singur, clar te promovează aia să devii manager, că ești și deștept și rapid. Păi, dacă ești deștept, strângi de bani, e o afacere. Ești cel mai faimos pirat, dar nu ajungi niciodată capitan. Păi de ce mă interesează să devin capitan? Bă, pot să fiu pirat, că pirate jocuri.
Jack Sparrow a fost capitan? Nu. Păi vezi. So I am Jack Sparrow? Na, ce am zis eu din euri. You will have the fame, looks and money of Tom Cruise. You will be forced to see through the... Vanilla Sky, mă gândesc că e un film, I guess? Ceva film nasol? Nu știu ce e Vanilla Sky. Dar cred că aș putea îndura pentru banii și... La banii lui pot să mă mut. Eu zice da. Uite, vezi? Suntem o majoritate, nu suntem o minoritate. You will receive three wishes, but three people close to... Băi, s-am zis monitorul, stai așa. Acum tot te ascunzi în întuneric. But three people close to you will die. Waste the wishes, bringing them back or ignore it and let your wildest fantasies come to life. Păi stai puțin. Trei dorințe, dar ne mor trei persoane. Păi și nu pot să fac o dorință în care zic vreau să reînvii XYZ? Faci așa. O dorință în care reînviu ăștia... O dorință în care, băi, vreau 10 dorințe. Nu, hai să zicem că nu merge chestia aia. Dar într-o dorință pot să-i înviu pe toți trei păi... înapoi. Și să mai rămân cu două dorințe să fac ce vreau eu. Cu o nu dorință le faci un cadou că ai salvat de la moarte. Le oferi ceva în plus. Nu zice nicăieri că trebuie să folosesc tot dorință ca să înviu pe cineva. Păi, deci poți folosesc una pentru toți trei. Nu specifică. Nu, da, Will, n-am! Stai, am greșeala mea. Stai că dau înapoi. Ne scuzați, dificultăți tehnice. Așa. 56%. Uite, just one wish to bring them back. Vezi, genii le gândesc la fel. And use the others to ask for more wishes. Păi vezi, exact ce am zis. Next. You can selectively grant unlimited wishes. You cannot grant your wishes or any wish that directly benefits you. Stai, ce? Păi pun un copil să... Deci poți să-ți alegi, poți să ai un număr infinit de dorințe, dar dorințele... Stai. Nu poți să faci dorințe care te-ar putea beneficia pe tine direct, în mod direct. Mod direct. Păi, începem cu îmbunătățirea societății românești. Păi aia te-ar beneficia pe tine. În mod indirect. Nu, facem altfel. Eliminăm prostia din România și hoția, că asta ajută în mod indirect. Să zicem că nu ești prost, dar îi faci poate să nu mai fie prost. Bă, sincer, știi cum poți să te gândești la chestia asta? Ia zi. Tu în momentul de față nu poți să-ți îndeplinești nicio dorință, să zicem. Deci nu ai nicio chestie magică care să zici că faci așa să ai îndeplinit nicio dorință. Da. Dar dacă alegi butonul ăsta, ai capabilitatea de a face chestia asta, doar că nu poți să ți le faci ție ceea ce oricum nu faci deja. Dar totuși poți să faci un impact asupra altora. Acum bine. Deci poți să dai pe buton clar, adică nu e nimic negativ gratis. În asta. Nu e nimic negativ în asta. E adevărat asta. Aia, vezi? Ai gândit-o bine. At any time change the body of your romantic partner, your preference, and they will not mind. They change your body to that their preference. Și care e problema în asta? Gen, poți să schimbi corpul partenerei tale romantice cum vreau eu. Ca să arate cum vrei tu și nu o să se supere, dar și ele poate să facă exact același lucru. Mă, pulă de ce mare nu? Am, frumos sunt, poate o să vrea doar să am alt păr. De ce nu? Adică, nu e ca și cum nu poți vorbești cu ea, bă, hai mă să fim noi și gata. Hai să, da, și după aia ne facem la loc. Da, da, ar merge. Pere. Adică, nu e nimic negativ. Ăștia-s fraieri, 27%. Uite, cum de un dezavantaj. You get your dream position in any sport you want, never win a major prize. Păi pentru ce căcat ai face asta? Adică e poziția, dar nu câștigi niciun turneu. Niciun premiu major, hai să zicem turnee. Adică e ca și cum... Ne gândim la wrestling ăla, Braun Strowman, n-a câștigat niciun titlu, dar totuși adică toată lumea. Păi da, mă, dar dacă ești într-un sport de echipă, să zicem, ești efectiv pula echipei, adică tu ești în echipa aia și pierzi din cauza ta. Dar dacă ar fi, și dacă te duci la orice, și la not, și la orice, pierzi și nu ajungi cunoscut. E adevărat asta. Deci eu a zice nu, adică... Cică, sport este un fruct? Bă, oricum se vede că noi nu prea facem sport. Deci nu prea ne pasă. Eu am făcut sală un an jumate, adică... Nu se mai vede. Știu. E mai departe. Trupul perfect? Nu, nicio șansă. Bă, nu este un trup perfect. Aici intervine și chestia aia, că dacă ești prost, n-ai nicio grijă.
Da, nu, tot nu. Ăștia care poate să sunt fraieri. Bă, și oricum, dar... nu există perfecțiune, există ce-ți place ție mai mult. Da. Uite, noi suntem deștepți, ăștia sunt proști. Nu știu cine e Rob Stark. Ce rost are să mă însor cu el dacă murim amândoi? Da, true. Hai departe. Nemuritor. And have changed into the perfect. Și mă schimb într-un eu perfect. Trebuie să omor pe cineva. Can be anyone. A criminal. Ok. Bla 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 bla. Bă, aici depinde. Adică o să fie criminal la început pe care o să poți să iei să-i omori și să-i pui pe internet. Dar la un moment dat criminalia aia se termină. Și va trebui să încep să o omor pe cineva până nu mai rămâne nimeni. Da, că vine vorba de nemurire. Mă, primii 45 de ani ai ce face. Dar să te sinucis nu merge. Mă, oricum, dacă se menține suprapopularea, mergem în India și omorăm acolo destui. Suntem ceva de genul, tu-ți băgame și arăși ai făcut 5 prunci. Și aia fac câte 5-6 deodată, te duci o dată pe lună, mai fac... Se aia găsesc destui de omorât. În primul rând am de scăpat o grămadă de corupți. Eu l-aș apăsa. Poți să faci asta, dar ți-am la un moment dat... Mă, depinde. Să omor pe oricine. Mă, nu cred că se naște un singur om pe lună, căci gândești câți oameni se nasc pe lună și tu trebuie să omori unul, dar se nasc alții. Deci găsești de omorât. Și găsești destui vagabonți. Ce stai? Ah, ok, da. Go back into time to change one mistake you will lose and be unable to get back any profit you may have gotten from this mistake. Oh, wow. Deci mă întorc în timp și rămân acolo. Nu, 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 nu. Nu? Gen, te duci în timp și schimbi o greșeală, dar și te, când te întorci înapoi, teoretic nu o să beneficiezi nimic din, din ceea ce ți-ai făcut tu reparându-ți greșeala. Deci exact același căcat ca și cum n-ai fi făcut-o. Pentru că te gândești, bă, dacă îi ziceam X lua aia, poate se combina cu mine. Și repar greșeala asta, dar tot nu se combine cu tine, pentru că nu ai niciun beneficiu din chestia asta. Păi și ce dracu rost are? Păi asta zic, n-are niciun sens. Și cea mai că chestie, totuși, o amintire. Dacă nici pe aia nu poți, nu beneficiezi nici de o amintire, ce dracu are? Yeah. Goes back in time to not press the button. Hai ca asta e bună. You have the world's fastest computer, the best graphics. The must use Bing, oh my god. Ah, loc de Google? Ăla e... Da, da, e un căcat. Da, bag direct sus acolo, link-ul direct. Scriu direct acolo, www.youtube.com și gata. Păi da. Apăs butonul, ce dracu. Hai că mai fac unul, că avem 18 minute. Te auzi. Ori tai, ori pun direct așa, numai ca să fie de umplutură. Hai, următor. Da, o să mi se vede că s-a abonat careva de la scena la OBS. Am și o chestie. Poți să înveți... poți să înveți absolut orice, ca și cum ți s-ar, nu știu, te-ar hrăni cineva, ți-ar băga cineva o chestie în cap, o Matrix, matrice. Gen cu pastila, cum era la Matrix. Acolo. Ah, Matrix, ok. Is it, oh my god, dar ce e un proces. Da, e un proces care durează o oră pentru un singur subiect și nu ai voie să dormi să, sau să te miști cât timp se face chestia asta. Deci o oră tu ar trebui să stai așa, doar pentru un singur subiect. Deci dacă vrei să zici, bă, vreau să... să învăț despre cum să gătesc o omletă bună, cea mai bună omletă. Pentru chestia aia, tu o să stai așa o oră. Fără să dormi. Mă, dar poate te gândești la altă chestie. Cum poți să... nu știu. Cum pot să fac? Cum pot să fac să nu mai stau o oră să fac asta? Da, eu aș da da pentru chestia asta. Nu, dar nu știu, poți să faci asta pentru ceva la care ți-ar lua ani de zile să înveți. De exemplu, să înveți pentru un examen. Tenești, să înveți toată materia pentru examen. Stai așa o oră și ai toată materia în cap. Nu merge așa? Da.
How to sit still for an hour. Hai, acum e ultima și gata. Învăț telechinezie, dar mi-amorțesc picioarele. Nu merge să mă fac să zbor, să mă plutesc singur? N-aș vrea să totuși să trească să plutesc așa, dar... Gândește, fii atent, faci așa, deci stai în pat, deschizi geamul, pui așa mâna sub cur, te ridici singur, stai cu mâna sub cur și te duci așa și mergi pe stradă. Nu merge așa? Sau e maxim câteva obiecte telechinezia? Bă, nu știu, n-aș vrea adică aș vrea telechinezie, dar... Dar că n-aș vrea să am picioarele moarte, adică... Mă, la cât ies eu de des ies eu din casă... Da, deja am apucat de școală șofer, deci e cam nasoală treaba. I will not. Da, dar nu o să mai ai nevoie de... Nu o să mai ai nevoie niciodată de mașină, că îți faci telechinezie singur. Păi și dacă e frig afară, ce fac? Plouă. Te îmbraci cu telechinezie. Și dacă plouă... Păi ții umbrela cu telechinezie în timp ce te miști tot tu cu telechinezie. Da, nu, fac așa. Și mă acopăr singur, mă întâlnă timp ploaie, da, trebuia să apăsăm butonul. Să văd că a apăsat și mai mult timp. Bun, cam asta a fost tentativa asta de video. Văd eu ce uite din ea să iasă mai interesant. Nici nu-mi dau seama cum au trecut 21 de minute. Hai de capul meu. Eu am fost eu, mă știți, de destul timp. Ăsta, din partea aia de acolo, a fost Chrome. Unde? Stai să-l văd și eu, stai așa. Uite acolo. Da. Ai noroc, ce faci, bă, vecine? Bă, ce dracu zici, mă, acolo? Ce să zic, bă, uite, filmezi și eu ceva aici. L-am luat pe un fraier, e de desubt ai sub mine și l-a pus să da, filmă ceva. Da, bă, l-a luat pe prostul ăla, nu? Uite, deci uite și tu, noi suntem atâta și el ia atâta. Bă, Ove. Ține și mie asta. Ce te dracu? Ia de aici. O, nu scuipa așa, fraier. Ia de aici. Mă fresc, fraier, mă fresc. Băgami așa. Cam asta a fost și video. Ciao, les.